Victor Rosenthal este cartierul în care o simplă ploaie provoacă ravagii. Așa arată dezolarea la sudul Ploieștiului, oraș reședință de județ. Străzile din cartier sunt pline de nămol și lucrări interminabile, iar locuitorii sunt enervați peste măsură de aceste condiții. Lucrările de reparații au început în urmă cu câteva luni, dar în acest moment au stagnat. Aproape de strada principală se află o groapă imensă care îngreunează accesul în cartier. Nu s-a făcut cum trebuie lucrările aici. Nu au venit cu mașini să iau pământul, au lăsat găuri neprotejate, să intrăm cu mașinile în gaură. Au cauzat și daune până acum? Da, au mai stropit garduri cu noroi, au mai rupt garduri. De cât timp sunt condițiile așa? Păi cred că e o lună de zile, cred, de când stăm așa. Când plouă o să face aici noroiul cât până la jumatea roții la mașină. Copii la școală ia pungi în picioare, că n-are cum, dacă nu trebuie să schimbe la linie, să-și ia cizme. E greu și accesul cu mașina? Accesul cu mașină. Când plouă o să face noroiul până la genunchi. Deci nu putem să circulăm pe străzile astea. În urma lucrărilor, câțiva locuitori au rămas și fără internet, cablurile fiind tăiate pentru a fi instalate conductele de canalizare. Cum vi se par condițiile de aici? Oribile. În primul rând, drumurile, așa. Suntem înconjurați de linii, copiii trec, traversează, nu știu dacă ai filmat acolo, traversează trei linii odată. Înțelegi? Copii mici. Când plouă, cum sunt condițiile? Noroaie, mergem cu cizme de cauciuc, trebuie să ne schimbăm, mergi până la linie și de acolo te schimbi, știi, să-ți iei altă încălțăminte. În zilele în care plouă, nămolul ajunge până la nivelul genunchilor, oamenii fiind nevoiți să poarte cizme de cauciuc pentru a merge pe stradă. O altă problemă este accesul în cartier, care este înconjurat de căi ferate, fără vreo punte pentru a trece peste acestea. Copiii care merg la școlile din apropiere traversează pe jos direct calea ferată. Siguranța lor este minimă. Strada cealaltă, să vă zică goie, că și-a spart mașina. A stupat gropile și astea. Cel cu tirul care aduce țevile a rămas în ponmori cu tirul și l-a băgat în serviciu, tir nou. Se certa de firmă. Așa sunt întotdeauna condițiile sau au fost mai rău? Da, pe condițiile cam așa sunt întotdeauna, dar acum cu asfaltarea n-a făcut treabă de mântuială firma. Au făcut mai mult rău, nu? A făcut groapa și a lăsat pământul așa și tot ce era cum intra mașinile în pământ. Se poate ajunge și cu mașina în Victor Rosenthal, dar pe un drum care ocolește orașul tocmai prin bariera București. Bogdan Novac, președintele USR Prahova, a demisionat din funcțiile politice miercuri, 13 martie, rămânând doar membru USR. Astfel, organizația rămăsese temporar fără conducere. Cristian Apostol, membru USR, a anunțat într-o conferință de presă vineri că Felix Bulearcă, fost subprefect și vicepreședinte al partidului, a preluat interimar conducerea filialei județene a USR. De asemenea, Cristian Apostol, care era vicepreședinte USR Prahova, a demisionat la rândul său din funcțiile politice din birou județean și a rămas simplu membru. Decizia vine în contextul în care tot în această săptămână au fost desemnați candidații pentru șefia Consiliului Județean Prahova, George Ionescu, și pentru funcția de primar al Ploieștiului, Răzvan Enescu. Felix Bulearcă, vicepreședintele USR Prahova, va prelua atribuțiile de președinte până la organizarea de noi alegeri pentru desemnarea președintelui USR Prahova. Și el va fi ajutat, bineînțeles, de către membrii biroului județean pentru a duce mai departe campania electorală din 2024. Pentru prezentarea candidaților, Apostol a explicat că trebuie finalizate mai întâi negocierile în Alianța Dreapta Unită pentru toate localitățile din județ, lucru care cel mai probabil va fi finalizat săptămâna viitoare. Candidații atât la președinția Consiliului Județean, în persoana domnului George Ionescu, de la Forța Dreptei, președintele Forței Dreptei Prahova, cât și Răzvan Enescu, colegul nostru din USR, care este acum candidatul Alianței Dreapta Unită la primăria Ploiești. Cei doi împreună cu consilierii desemnați pe liste vor
vor fi prezentați într-un eveniment care va avea loc cât mai curând posibil. Un zvon politic indica faptul că Mihai Polițeanu, fost membru USR, ar putea candida la primăria Ploiești, inclusiv cu susținerea Alianței Dreapta Unită. Cristian Apostol a abordat în conferință și subiectul acesta și a declarat că negocierile privind candidatura pentru primăria Ploiești sunt încheiate. Apostol a mai precizat că Mihai Polițeanu a trimis o adresă către Biroul Național al USR, dar aceasta nici măcar nu a fost pusă pe ordinea de zi. După ce în vara anului 2022 ploieștenii racordați la sistemul public de termoficare au stat 3 luni fără apă caldă, orice nouă avarie, fie ea și de numai câteva ore, panichează populația. Bogdan Becheanu, directorul Termoploiești, a fost prezent într-un talk show incomod în care a fost întrebat dacă mai sunt avarii în centrala de la Brazi. Acesta a spus că încă mai sunt, dar nu prea se mai întrerupe furnizarea datorită unor sisteme de backup. Avarii în zona de producere apar destul de des, numai că ce am făcut anul trecut în vară, am reușit și am creat echipamente de backup, adică în momentul în care se declanșează un echipament, îl pornim pe celălalt și de-aia populația nu simte niciodată, că practic, o spun așa, să nu luați ca laudă sau ca asta, dar de la începutul verii, de anul trecut și până acum, nu prea au fost avarii în Ploiești, nu prea s-a mai întrerupt furnizarea agentului termic. Instalațiile, echipamentele sunt foarte vechi încet, așa că astfel de avarii sunt o constantă pentru muncitorii din centrală. Singura soluție rămâne aceea a achiziționării unor echipamente noi. Știți-vă că de obicei vara se oprea foarte mult timp pentru revizii, noi le facem intermitent cu bypass-uri, în fine. Aplicăm niște chestii care se aplică peste tot, numai că presupune un pic mai mult efort. Dar în momentul de față, vă spun sincer, eu sunt mulțumit de cum funcționează lucrurile, numai că timpul este cel mai mare dușman al nostru, adică trebuie să facem implementarea de proiecte, să aducem unități noi de producere, pentru că altfel mai faci față o iarnă, dar pe urmă s-ar putea să nu mai poți face față din cauza costurilor, neapărat de accidentelor, de fapt avariilor care ar apărea în echipamente. Emisiunea integrală cu Bogdan Becheanu, directorul Termoploiești, o puteți urmări pe www.ziarulincomod.ro, dar și pe profilurile noastre de Facebook și YouTube. Tinerii ploieșteni pasionați de roboți fac performanță. Echipele de robotică ale Colegiului Național Ion Luca Caragiale, Info One Robotics și Eastern Foxes organizează constant activități cu și despre tehnologie. Elevii își demonstrează cunoștințele despre robotică la diverse concursuri, unele chiar internaționale, unde performează și câștigă premii. Săptămâna trecută, cele două echipe au organizat o conferință puțin diferită față de activitățile obișnuite, Info One Talks și Eastern Community Lunch. La aceste eveniment au participat mai mulți speakeri din diverse domenii, dar și asociații pentru tineri din Ploiești. Pentru astăzi, în partea de Community Lounge, am invitat diferite cluburi și organizații din Ploiești, astfel încât vizitatorii să poată afla cât mai multe despre acele cluburi. Iar partea de Info One Talks constă în diferite conferințe cu experți din mai multe domenii. Au fost prezente și alte echipe de robotică din oraș, dar și cluburi de lectură, de științe și de dezbateri. Fiecare asociație a avut propriul stand unde tinerii au putut interacționa cu reprezentanții acestora. A venit clubul de științe Clever Minds, clubul despre creative welding, noi, echipele Caragiale și echipele de robotică din LMB, Braybot și echipa Rotoi de 2. Au mai venit și cei de la Fundația Județeană de Tineri de Prahova și încă un club care ne-a onorat cu prezența a fost clubul de debate aici. Organizatorii au invitat speaker din diverse domenii precum STEM, arhitectură, științe și construcții pentru a pregăti tinerii despre viitoarele cariere. Printre aceștia s-au numărat Alexandru Rădulescu pentru AI în practică, Andreea Rădulescu de la Nano la Macro și Livia Florea și Ilinca Ioanițescu de la The Art of Collaboration. Să începem cu definirea colaborării. Și colaborarea înseamnă mai multe persoane sau organizații care fac ceva împreună ca să atingă un scop comun. Și lucrurile pe care se bazează această colaborare sunt, în primul rând, o cooperare foarte adâncă, profundă, viziuni comune pentru că vrem să îndeplinim un scop comun și un efort colectiv pentru că efortul, de fapt, este o componentă esențială în acest proces. Ca o organizație să fie de succes, colaborarea este esențială.
Și un exemplu este cartea The Wisdom of the Crowds și conceptul de altfel, care spune că masele, oamenii împreună, au și decizii și opinii. Cele două echipe de robotică se pregătesc de noul sezon. Spitalul Județean de Urgență Ploiești are și un cabinet stomatologic, dar, așa cum îi spune și numele, aici pacienții nu pot urma tratamente uzuale, ci doar urgențe, explică dr. Nausica Zaharia, unul dintre medicii stomatologi ai spitalului. Ce cabinet de urgență stomatologică, fie că este privat, fie că este la stat, acestea sunt reprezentate de tot ceea ce înseamnă durere, inflamație, sângerare, disconfort, edem, ceva care îți creează probleme ce îți pot agrava starea de sănătate. Vă dau... O urgență care necesită uneori și internare este cea în care pacienții vin la cabinetul spitalului cu hemoragii după ce și-au făcut singuri extracții dentare. Pacienții, mulți își fac singuri extracții, că a fost un dinte care s-a mișcat și l-am scos imediat, dar el poate avea probleme de fond, probleme cronice, și atunci și-a făcut mai mult rău, în plus poate și-a traumatizat acolo țesuturile și deci această hemoragie post-extracțională este o urgență stomatologică și se rezolvă la cabinetul de urgențe. Doctorul trage un semnal de alarmă și cu privire la automedicație. Pacienții care decid singuri să ia antiinflamatoare sau, mai rău, antibiotice, pot face mai mult rău decât bine. Trebuie evitat, lucru pe care l-am constatat că îl fac foarte mulți pacienți, își administrează singuri foarte multe medicamente și este foarte rău, pentru că de multe ori administrarea acestor medicamente antiinflamatoare și antibiotice le fac mai mult rău. Și colecția, dacă e acolo de infecție, se închistează și chiar când vin la cabinetul stomatologic nu poate fi drenată, nu poate fi eliberată. Emisiunea integrală cu dr. Stomatolog Nausica Zaharia o puteți urmări pe ziarul Incomod, dar și pe paginile noastre de Facebook și YouTube.